această seară, pentru că este prima dată când ne vedem în anul acesta, dați-mi voie să vă spun și eu la mulți ani, să vă urez un an bun, plin de sănătate, bucurie, numai lucruri bune să se întâmple în viața dumneavoastră și a celor pe care din această seară, un subiect extrem de important pentru o largă categorie de oameni, dar până la urmă un subiect foarte important și pentru toți cei care sperăm să ajungem la o limită de vârstă, la care să ne bucurăm de binefacerile unei vieți, la sfârșitul unei perioade de muncă. Este vorba despre sistemul de pensii, despre ceea ce ne rezervă în anul acesta de pensii, ce noutăți aduce el pentru pensionari, dar și pentru cei care vor ieși la pensie. Despre sistemul de pensii s-a vorbit foarte mult, este un subiect foarte important și nu numai în România, ci la pentru că așa cum se știe, speranța de viață și creșterea
fost chiar guvernul trecut a găsit și posibilitatea să mărească pensiile. Dar să vedem, revenim la subiect, să vedem ce noutăți aduce 2016 în acest sistem, iar cel mai în măsură să ne răspundă acestor întrebări este domnul director al Casei Județene de Pensii, domnul Marian Dumitru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnul director, din motive obiective, am început ceva mai târziu. Singurul meu regret este că avem foarte multe de vorbit și mi-e teamă că nu o să le putem cuprinde în spațiu care ne-a mai rămas. Dar să fim sănătoși, să ne întâlnim, pentru că subiectele sunt destule. Așadar, dacă am zis că începem cu lucrul acesta, ce înseamnă 2016 pentru sistemul de pensii? Dați-le vești bune pensionarilor. Anul 2016 vine cu noutăți, de altfel și în anul care a trecut, cum bine ați spus mai devreme, s-au găsit resurse inclusiv
punctului de pensie care în cursul anului 2015 a fost 830,2, iar în momentul de față valoarea la 871,7 lei. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă acest punct de pensie? Cei care sunt pensionari știu deja probabil, dar sunt persoane care salariul brut pe care l-au luat, la salariul mediu brut pe economie, și este un punctaj anual. Aceste punctaje anuale se adună, se face o sumă și pe care noi îl avem. Deci este important pentru obține o pensie mai bună, să spunem. Este important să... Ani la pensie sau salariul mai mare? Important este să avem și stagiul complet de cotizare și un salariu este peste stagiul maxim de cotizare, contează? Contează. Acele perioade se adună. Deci avem 42 de ani, spre exemplu, de activitate,
bărbat și 30 de ani și câteva luni pentru o femeie în momentul de față. Cam câți pensionari sunt în județul nostru? Avem în momentul de față în evidența casei de pensii un număr de 69.159 de pensionari. Pe lângă acești
influențat și acest număr mare de pensionari din sistemul agricol. Dar practic știu că era la un moment dat discuție dacă acest pentru că știți în momentul în care guvernul vine și spune s-au mărit pensiile, așa mai apărea din opoziție câte unul cu un fluturaj de la câțiva alei și spunea uite că sunt și pensii de 2 lei. Există așa ceva? Există, e adevărat. Sunt pensii la nivelul județului Giurgiu care sunt pensia dumneavoastră nefiind aceea de 400 de lei, dar avem persoane care spun, domnule, eu am muncit 17 ani, 20 de ani și am 400 de lei și vecina mea de lei. Ei, ori pensia dumneavoastră nu este aceeași. Și am avut chiar dimineața un caz. O doamnă spune că a lucrat așa 17 ani și am luat cu polul de pensie, am discutat că e o creștere neapărat a pensiilor, că nu toate pensiile vor fi mărite în anul 2016. Avem la nivelul județului Giurgiu număr de aproximativ 17.000 de pensionari. Această indexare nu
pretenții că am decât... Cei care au pretenții sub 400 de lei, sub 380 de lei, pe exemplu, să dau un exemplu mai
cei care au undeva la sunt în apropierea contului de 400 de lei, sunt undeva aproape de 20 de mii. Deci aceste persoane au stagii foarte mici sau au lucrat, spre exemplu, în agricultură. Avem în momentul de față 11.583 de pensionari. Iar în continuă scădere, da, pentru că n-au mai intrat în sistem. Acum nici oamenii nu devin pentru că aceea era situația, nu știu, niciodată nu se gândeau ei când la vremea la care lucrau la CAP, că se vor desfința, că și
dar sunt binevenite pentru familiile încercate de necazuri și a crescut acest ajutor de
accesul. Aici, pentru că au fost situații, oamenii angajați nu la stat, că acolo în general se plăteau contribuțiile. Dar angajați în perioada aceea de furie a România și apariției peste noaptea fel și fel de patroni care nu plăteau Noi am fi valorificat pe
directorul de la credință nu ne-a depus declarații de asigurare. Suntem în situația ca pentru câteva luni de zile le mai rezolvăm. Nu ne-am notificat prin compartimentul nostru de evidență asigurați. Am notificat pe cei angajatori care nu și-au depus declarațiile.
că trebuie să într-o comunitate aceste carnete de muncă și înscrise în carnetul de muncă perioadele lucrate. De mult
măsuri care s-au luat și nu eram suficient de bine pregătit pentru a le implementa. Or fi fost ele bune în altă parte, în alte societăți mai bine organizate. Sau care ar trebui să fie grija noastră pentru ca aceste probleme să le eliminăm măcar o mare parte dintre ele la momentul pensionării. În primul rând pentru tineri, pentru tineri care în momentul de față, vă spun, zici, eu sunt tânăr, am bani bun de activitate în spate. Și mă gândesc foarte, foarte serios la chiar zile trecute am avut o discuție cu o persoană care avea o vârstă de 40 de ani. Era
foarte bine plătiți. Dar suntem plătiți pe drepturi de autor. Avem un PFP și noi ne încasăm o sumă mare de bani, dar ne asigurăm la minim pe economie. Și cu ce pensie o să ieșim, domnul director? Și am spus cu 400 de lei sau la prima respectivă 300. No.
patron, patronii noștri nu prea s-au gândit la salariile angajaților. Ne-am, eu am mai avut discuții directorul de la
angajatul să umble cu adeverințele la purtător. Casa de pensii nu are acces la revisal. Bun. Nu. Adeverințele.
contribuții mai mici. Și atunci solicităm aceste adeverințe în susținerea acestor declarații pe propria răspunderea angajatorului, în care spune clar, dom'le, eu am plătit contribuție pentru întreaga sumă. Deci, asta e singura problemă pe care o punem, să spunem, în pensie. Care viitorul pensionar. Da. Mai sunt două întrebări care la care sunt într-un fel întrebări retorice pentru că nu putem noi în această seară și nici dumneavoastră și nici eu, dar sunt ufuri, ca să le spun așa, ale unor oameni și de-a dreptul îndreptățite. De ce mai ia statul bani de la toți salariații dacă la bătrânețe vă bate joc de noi? Nu noi ne batem joc. Să
că sunt întrebări mai multe retorice care arată obida oamenilor și au dreptate. Și cum e posibil ca un cetățean care a muncit o viață să moară cu 300 de lei și un politician cu 1-2 mandate să ia de 10-15 ori mai mult. Iată că se poate. Nu știu cum, dar se poate. Nu sunt întrebări de răspuns în această. Nu ne-ați găsit să răspundem noi la ele, dar trebuie să le dau o citire pentru că sunt perfect de acord cu ele. este gândită pe acest principiu, principiul contributivității. Și mi se pare cel mai corect, pentru că este și un stimulent în același timp. Ca să adune că având o vechime mai mare, având mai mulți lucrați, va primi o pensie mai bună, normal că omul se va valoare a pensiei la final. Da. Ați punctat foarte bine acest lucru și ceea ce o să vă spun mai
asigurați care plătesc contribuțiile în mare parte plătesc pe salariu minim pe economie. Discuțiile din presa centrală sistemul de pensii nu mai este sustenabil mai mult de 40% este suportat de la bugetul de stat. E adevărat. E adevărat. Dar și numărul asiguraților alta. Da. Cu sigur. Am gândit.
celor care vor să obțină o pensie pentru viitor să se asigure să forțeze cumva mâna angajatorului să-i facă un contract de muncă.
care urmând ca la trecerea limitele de vârstă să pronto.
acestora este mare. Salariile noastre ale celorlalți sunt foarte mici și decalajele dintre salarii este foarte mare aici. Ce problemă? Da, ar trebui să se umble cu an de an la acest salariu minim pe economie și să crească ușor, ușor. Legea aceea salarizării care trebuia rezolva o serie de probleme, credeți? Da, și nu în mare. V-am spus să le achităm pensiile și nu sunt probleme în sistemul de pensii. Vreau să te asigur că aceste pensii că sunt fraude în sistemul public de pensii. Vedem în fiecare seară pe anumite posturi de televiziune.
la nivelul județului Giurgiu, în urma acelor discuții am avut de verificat 1300 de cazuri. În ceea ce privește plăți nelegale către persoane care au decedat și niciun caz nu s-a adeverit că ar fi fost plătit necuvenit. Cum s-au făcut aceste verificări? Aceste verificări s-au făcut din baza noastră națională, a baza cuponurilor tipărite. So
a fost o întreagă discuție pe, pe acest segment, plăți negativare la, la case de, de pensii. Or, nu, nu, lucrurile nu stau chiar așa.
dar au fost cazuri când au obținut în instanță utilizarea unui asta de codificare și noi nu am mai acordat ordonanța de guvern 100, pentru că spunea cei care au obținut pere speciale un drept nu poate beneficia de această ordonanță. Au venit și au spus, domnule, trebuie să acordăm. Nu sunt foarte mult
angajator, de angajator de la chimie, speță, comiratul chimic, nu valorificăm acela de deverințe eliberate de lichidator. Eu
că avea de grupă de muncă. De muncă care a prins o foarte bună perioadă în epoca mărire de salariu, fiecare schimbare în cadrării pe care este adevărat. Sunt foarte multe unități care și-au îndeplinit atribuțiile de noi
Cupa 2, e aceeași perioadă. S-a constituit o comisie la nivelul casei naționale sau desfințat gen ce pe am avut de la șantierul naval, am avut de la fabrica de zahăr. În momentul în care a portat această lege, în
unei societăți au solicitat 10.000 de euro pe an pentru păstrarea acestor documente pe o perioadă de 20 de ani să încheiem un contract. Mulți m-au acuzat, am predat această arhivă undeva la Galați. O societate care nu a plătit taxe de păstrare și de eliberare documente. Și domnul, dar de ce la Galați? Nu găseam
părțile respective ar fi trebuit să le preia fără costuri. Însă sunt societăți private. Eu nu pot să impun unui societăți private să îmi preia mie arhiva de la Giurgiu. La nivelul județului Giurgiu avem decât o arhivă autorizată și autorizată în cursul anului 2015, se află la Mihai Dești. Am avut discuții, am primit oferte și la dumneavoastră. Din păcate, spațiul de depozitare al arhivei de la Mihai Dești nu permitea să preia și această arhivă dumneavoastră. Au preluat cu ceva ani în urmă fostele arhive de la Republica și de la IMGB. Angajați cu foarte multe dosare personale și care le-a încărcat cumva spațiul de depozitare. Să preluăm acest mai predăm noi din fondul nostru arhivistic să vă preluăm asta doi ani de zile nu puteam să țin oamenii fără să le liberez adeverințe doi ani de zile. Restricționat în
700 și 900. Da. Se acordă de vorba de acel punctaj care se face la... Nu? Da. Criteriile sunt stabilite la nivelul casei naționale de pensii publice și au vizat în principal persoanele care au venituri mici. Să obțină aceste bilete și dumneavoastră în mare parte eu sunt persoane bolnave, persoane care au sunt pensionați pe le prevăd la acest aspect să aibă de date persoanele care sunt pensionare din punctul nostru de vedere să pleci.
care, așa cum spuneam, da, 600 de lei. Sau 400 de lei. 400 de lei. Da. Aici... Au gândit de așa natură, domnule, pentru cei care au 1500 de lei și noi de pensii Giurgiu, am cred că am reușit în fiecare an să chiar n-am reușit, nici n-am prezentat situația valorificării biletelor de tratament. Esta situación
de la Lamara, o stațiune care s-a dezvoltat foarte, foarte mult în ultimul timp, dar dreptate.
și o stă și haideți să ne rugăm la Dumnezeu să existe așa. Să țină cont că
clare toate veniturile care aibă grijă de toate actele, toate actele, care sunt actele doveditoare pentru fiecare perioadă. Cel puțin pentru perioada de 1 ianuarie 2011 la plecarea de la din societatea respectivă. Și domnul